If I knew you were coming, I'd have baked a cake, baked a cake, baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Cookies mean so much to me! Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi am o rețetă de somon la cuptor cu broccoli și ciuperci. Este o mâncare pe care noi o pregătim în special seara, atunci când ne este foame, vrem să mâncăm ceva gustos, ceva sănătos și în special ceva ce să se pregătească foarte, foarte repede, pentru că ne este foame și nu avem timp să gătim nimic elaborat și nici nu vrem să mâncăm alte prostii. Aveți aici lista de ingrediente pentru două porții. Se face totul foarte repede, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Am un vas de iena cu două bucățele de somon și le voi stropi cu puțin ulei. Eu folosesc de data aceasta ulei de alune de pădure, dar puteți folosi absolut orice fel de ulei. Eu vreau să consum acest ulei și atunci îl folosesc mai la orice. Avem grijă să ungem peștele pe toate părțile cu ulei ca să se lipească condimentele atunci când le condimentăm, dar să se și gătească uniform peste tot. Și după cum am spus, condimentăm. Eu condimentez doar cu sare și piper. Mi se pare că este mai mult decât suficient. Dacă doriți, puteți să adăugați și alte condimente, alte mirodenii, în funcție de gustul vostru. Important este să condimentați peștele pe ambele părți ca să aibă gust bun și să se pătrundă aromele din toate părțile. Și după ce am condimentat peștele, îl introducem în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 12-14 minute, depinde cât de gătit vreți să fie peștele. Până se gătește peștele, ne ocupăm de legume și folosesc același ulei de alune de pădure. Pun puțin într-o crăticioară mai adâncă, într-o tigaie mai adâncă, este o tigaie de tip wok de la Tefal. Las puțin uleiul să se încingă, după care adaug ciupercile pe care le-am spălat și le-am tăiat în 4. Sunt ciuperci destul de măricele și le-am tăiat în 4. Ele oricum se vor mai micșora în timp ce le gătim și buchețelele de broccoli, de asemenea le-am lăsat destul de măricele pentru că își vor lăsa zeamă și se vor micșora în timp ce le gătim. Le condimentez cu puțin sos de soia. Dacă nu doriți să puneți sos de soia, îl puteți înlocui cu sare, dar nu v-aș recomanda să-l înlocuiți pentru că și sosul de soia are farmecul lui, însă aveți grijă să nu puneți prea mult pentru că este sărat. Și mai punem și puțin piper peste legume. Și aici puneți condimentele după gustul vostru. Dacă vreți, puteți să mai adăugați și alte condimente, alte mirodenii, adăugați ceea ce vă place vouă ca să iasă mâncarea bună, amestecăm puțin și nu adăugăm apă. Vom lăsa ciupercile împreună cu broccoli să se gătească cu capacul pus pentru aproximativ 8 sau 10 minute în funcție de cât de bine doriți să fie și legumele gătite, dar eu încerc să fac în așa fel încât să fie gata și peștele și legumele cam în același timp. Vedeți că deja și-au lăsat zeamă sau mai micșorat puțin legumele, așa se întâmplă pentru că și ciupercile și broccoli sunt pline de zeamă. Ideal ar fi să fie gata amândouă, și peștele și legumele cam în același timp, dar în cazul în care vedeți că legumele sunt gata și peștele mai durează 2-3 minute, nu are rost să mai lăsați legumele pe foc, puteți să opriți focul. Ia uitați ce bine arată și peștele gătit. Nu ne rămâne decât să punem totul pe două farfurii, pentru că, după cum am spus, am făcut două porții și am împărțit legumele în mod egal între cele două farfurii. Bineînțeles, decorăm cu două bucățele de lămâie, pentru că peștele se servește alături de lămâie. Asta numai dacă vă place și vouă și doriți lucrul acesta. Și cam acesta este rezultatul final. Se face în mai puțin de 15 minute. Poate cu tot cu pregătire durează maxim 20 de minute, dar este o masă sănătoasă, gustoasă, nouă ne place foarte mult. Uneori chiar înlocuim peștele cu alt fel de cărniță, cu cărniță de pui sau cu cărniță de porc și cu broccoli și ciuperci. Deci merge în orice combinație și este o variantă mai sănătoasă atunci când vrem să ținem și dietă, de exemplu.
Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe rețete. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!